5 ani, din 5 ani. Noiembrie 2018. Ce ți-a făcut să vii să te angajezi într-o organizație? Având în vedere că am terminat Universitatea la Iași, Universitatea de Științe Agricole Ion Ionescu de la Brad, apoi urmând masterul în expertiza și evaluarea fondului funciar, am fost atras cumva de partea cartografică, să spun așa, lucru cu hărțile, cu mai apoi și cu GPS-ul. Practic asta în practică la primărie. Da, da, da. Plus și o parte când lucrăm și cu oamenii, mai ales când avem diferite adrese, diferite adeverințe sau chiar la APIA. Îmi place să lucrezi și cu oamenii. Da. Îmi place și lucrezi și cu oamenii, mai ales să-i ajutăm, să ai le fim de folos. De, nu știu, privat? Am lucrat și în privat și chiar din privat am venit în, la bugetar, la buget, la mediul și bugetar. Diferența de bani a fost? Diferența de bani a fost mare, deoarece în mediul privat salariile sunt mult mai mari. Adică, și practic, a plecat la un salar mai mare? De la un salar mai mare am venit la un salar mai mic. Ce ai ales să schimbați? Având în vedere mediul, în mediul privat unde am lucrat, era condițiile nu erau chiar așa bune, în sensul că erau foarte multe ore de lucru. Începeam undeva la ora 6 dimineața, terminam undeva la 12-2 noaptea și era continuu, să zic așa. Având în vedere că este un program stabil, lucru cu oamenii, un mediu foarte bun în care... Da, da, da. Acum, cumva vreți să intrați într-o grevă de avertisment pe 31 ianuarie, ulterior, dacă nu se rezolvă lucruri, de pe 5 februarie să intrați într-o grevă generală. Da. Cine nu ne mulțumește? Având în vedere... Asta, în general, la primul, da, pe tine, știi? Având în vedere că noi lucrăm cu oameni, chiar dacă, să zicem, se spune că e o comună mică, totuși avem undeva la 4150 de hectare și noi am început, spre exemplu, eu vorbesc din perspectiva mea, am început cadastru sistematic, este foarte mult de muncă, iar uneori facem și ore suplimentare pentru a putea reuși să rezolvăm anumite lucruri. Sunt... Da, neplătite, neplătite. De bunăvoie, cum ar veni, pentru a rezolva problemele. Privat lucrează foarte mult, așa, să nu se înțeleagă. Mai sunt și remunerate în mediul privat, da. Practic aici orele care sunt extra suplimentare nu sunt plătite. Nu sunt plătite. La privat era. La privat, da. Da. Dar aici nu sunt plătite, facem benevol pentru a ajuta oamenii, pentru a ajuta comunitatea și Și cumva dacă rămâi cu proiectele în urmă, tot da, da, și dacă se pierd anumit bani după. Și e păcat, mai ales dacă sunt fonduri și le putem folosi pentru comunicare. Nu, 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 nu. Faci la câți kilometri? Stau undeva aproape, la 7 km la Dumeni. Giordinez, comună alăturată, cum ar veni. Ce le faci? Nu te descurci cu veniturile? Acum puțin mai greu, deoarece am și un copilaj de iarna asta și încep cumva să le mai limitez toate, pentru că în primul rând trebuie oferit copilului cei mai buni și apoi celelalte de plătit, impozite, taxe, tot ce... Bani în mână? Bani în mână, nu mai știu, ultima dată, 2.990, 3.000 aproape. Aproape 3.000 prin inginer? Da. Iar la privat? Iar la privat salarii sunt undeva la peste 5.000, 5.000, 6.000 în mână, cum ar veni. Dacă lucrurile nu se vor schimba în urma grevei, e în calcul o schimbare în lumea profesională sau sincer să vă spun, privat? Sincer să vă spun, în ultima perioadă chiar am început să mă gândesc la o reorientare, să spun așa. Deoarece, având în vedere că salariile nu mai cresc, ci din contra se urmăresc scăderea lor, se urmăresc scăderea anumitor beneficii, să spun așa. Vă dați seama că omul totdeauna caută cei mai buni și vrea cei mai buni pentru el, pentru familia lui. Și m-am gândit la despre a mă orienta ori spre mediul privat sau dacă nu,
să-mi mai deschid ceva sau să mă apuc de ceva, nu știu. Aici, cu condiții. Leontescu Flavius. Inginer? Inginer, compartiment cadastru și agricultură. Ok.